posturilor care le avem la dispoziție, niște priorități în privința instanțelor care necesită lucrări și modificări legislative care s-ar impune, ar fi făcute ca să se desfășoare activitatea în bune condiții. În minimal, așa au fost discuțiile. Există instanțe care riscă să fie desființate sau personal care ar putea fi mutat de la noi? Da. Apropo de dificultățile cu care se confruntă instanțele, din păcate, anul acesta public, sau cel puțin acesta public, a fost confiscată pe nedrept de numirea Procurorului General la Ministerul Public și numirea Procurorului General la DNA. Noi, judecători, avem, dar și cetățenii, au un eveniment extrem de important cu care se vor confrunta cât de curând, și anume intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă. Deci acesta este primul lucru pe care trebuie să-l spunem apropo de dificultăți. În al doilea rând, instanțele sunt extrem de încărcate datorită crizei economico-financiare. Acesta este prima cauză care face ca toate instanțele din România să fie extrem de încărcate. Și atunci, noi trebuie să găsim mijloace tehnice pentru a pregăti sistemul în vederea intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă, nou cod de procedură civilă care se dorește și va fi, sunt convins, un instrument util pentru cetățean, pentru scurtarea proceselor ca termen de soluționare. Și atunci noi am fost datori și suntem datori să discutăm despre eficiența actului de justiție. Da, am discutat și despre raționalizarea instanțelor. Este un concept tehnic, am lucrat în Comisia Tehnică împreună cu Ministerul Justiției și Ministerul Public. Curtea de apel ALBA face obiectul acestei raționalizări. Raționalizarea are două aspecte. Fie rearondare de localități, de la judecătoriile foarte încărcate, la judecătoriile mai puțin încărcate, sau desfințare de instanțe. Da, s-ar putea să fie instanțe care se intră în procesul de desfințare, sau să fie rearondate localități, să, spre exemplu, de la judecătoria ALBA Iulia, la o altă judecătorie din aceeași circunscripție a județului ALBA. Deci nu avem... Nu pot să vă spun, pentru că suntem într-o analiză tehnică, nu aș dori să spun acum acest lucru, dar da, sunt două sau trei instanțe fără să se dea pe la Alba Iulia, urmează, sigur, să ne consultăm cu curtea de apel la Alba Iulia, la final să tragem linie și să vedem care sunt concluziile. Sigur, nu numai curtea de apel la Alba Iulia, ci și pachetul de pe curtea de apel la Alba Iulia a contribuit cu opinii în ce privește raționalizarea instanțelor și pachetelor. Mai sunt și alte curți, adică toate curțile de apel din România vor intra în acest proces de raționalizare, tocmai datorită și, în primul rând, crizei economice cu care se confruntă nu numai România, ci toate statele din Uniunea Europeană. Da, aș vrea să fac o precizare. Când se vorbește despre analiza curții de apel, se referă, de fapt, la instanțe foarte mici din raza curții, nu curtea în sine. Înțeles. Și precizare la ceea ce a spus domnul judecător Dumbrav. Această raționalizare a instanțelor presupune și o reducere a personalului? Nu, o realocare a personalului. Presupune, în mod cert, o realocare a personalului. Adică acolo unde personalul este foarte numeros, iar activitatea este mică, se impune o realocare a posturilor și eventual a persoanelor care ocupă posturi, sigur, măsura în care vom găsi mijloacele să facem acest lucru. De ce? De ce se face acest lucru? Deoarece la nivel sistemic, volumul de activitate este foarte mare. Deci această desfințare a unor instanțe foarte mici va crea un ajutor în altă parte, pentru că acele posturi vor fi realocate la o altă instanță care este foarte încărcată. Deci toate aceste instanțe mici, dacă se vor desfința în urma acestei analize, posturile respective vor fi preluate de către alte instanțe. Pentru că volumul de activitate pe total este foarte mare. Concret, până la ora asta, singura propunere de desfințare venită din partea noastră a fost pentru judecătoria Anita. A fost mai veche propunerea, aceeași propunere a menținut-o. Nu știu ce măsură s-ar mai impune și alte discuții, dar doar pentru Anita am fost constant de acord cu desfințarea, pentru că are un număr foarte mic de cauze, n-are sediu, sediu a fost revendicat, să se facă o investiție pentru alt sediu,
nu se justifică și atunci localitățile ar putea fi reautate la alte instanțe și personalul preluat de instanțele unde sunt mai încărcate și s-ar echilibra și volumul de activitate. Până acum n-am agreat o altă desfințare de instanță. Rămâne să mai analizăm. Este propusă și vreo instanță prin județul Alba pentru că Curtea de Apel are... Încă nu ne-au fost comunicate, dar propunerile, alte propuneri... Fără să nominalizăm, doar dacă să ne spuneți dacă una dintre cele trei este din județul Alba. Da, este o instanță, dar evit să spun acest lucru, pentru că concluzia finală este în analiză și s-ar putea concluzia să fie cu totul alta. Poate că se impune mai degrabă o rearondare de localități, un proces mult mai firesc, se pare, din discuțiile pe care astăzi le-am avut cu președinții curților de apel. Repet, nu este numai Curtea de Apel Alba, vorbesc de instanțele mici, judecătoriile, ca să ne înțelegem, ci și de celelalte curți de apel. Propunerea s-a făcut acum, ce se propune, este o discuție strict tehnică, raportat la... Discuția în opinia noastră, și am discutat și cu reprezentanții Ministerului și a CSM-ului, este mult mai complexă. Nu poți doar să desfințeze, deci trebuie să găsești modalități alternative. Atâta vreme când o distanță e foarte încărcată, cum este Alba, nu mai poți, trebuie să încerci să o degrevezi. Și poate se pot găsi variante de a nu se desfința instanțe. Deci este doar un început de lucru, nu este, nu s-a hotărât nimic și există disponibilitate din partea ambelor instituții de a discuta pe metode, pe variante alternative, tocmai să găsim soluția cea mai eficientă, să facem cheltuieli cât mai mici și să folosim ceea ce avem. Deci cam asta este faza care suntem la ora asta. Cât ar putea dura această analiză sau dacă avem un termen până la care se poate oferi un răspuns concret vis-a-vis de aceste instanțe? Noi ne dorim cât mai repede. Deci o să stabilim niște termene foarte scurte pentru a finaliza această analiză. Ea a început deja și e păcat să nu fim foarte eficienți. Pentru că fiecare zi, practic, care trece, grevează și mai mult activitatea altor instanțe. Am convenit să fie prioritară, dar mă concretez tocmai pentru că de ea depinde, mai este nevoie de o suplimentare de personal într-o parte, nu mai este. Deci am considerat că toți că este prioritară și ar trebui să încercăm să o rezolvăm cât mai repede. Toată această analiză se face, având în vedere, bineînțeles, și situația financiară din România și din toată lumea până la urmă, dar și faptul că s-a ajuns ca primul termen de judecată să fie foarte lung. Și atunci durata proceselor nu mai este rezonabilă. Pentru că instanțele mari au să fie foarte încărcate, nu mai au pur și simplu date libere la care să-și poată stabili termenul de judecată. Și atunci primul termen de judecată întotdeauna, în loc să fie peste 20, 30, 60 de zile, se reportează practic peste 4 luni, peste 6 luni și așa mai departe. Și practic toată această analiză se face în vederea eficientizării și scurtării de procesul. Am înțeles.